Atunci când întâlniți motocicliști în trafic, evitați pe desăvârșire efectuarea anumitor manevre ce diminuează spațiul acestora, bazându-vă pe ideea că oricum au și ei locul de trecere. Semnalizați întotdeauna și din timp manevrele ce urmează să le efectuați. Încălcarea celor de mai sus stă la baza majorității accidentelor rutiere produse până în prezent și în special a celor ce privesc motocicliștii nevinovați. De-a lungul întregului sezon cald vom fi din ce în ce mai mulți pe șosea. Vă rugăm, măriți atenția la efectuarea virajelor și nu vă enervați pe noi. Nu vă încurcăm cu nimic. Nu încercați ieșiri și demaraje spectaculoase în fața noastră, pentru că prea mulți tineri au murit ori au rămas infirmi din aceste cauze. Nu intrați în fața motocicliștilor dacă urmează să frânați brusc. Nu transformați greșelile unor motocicliști în greșelile voastre. Până la urmă, suntem colegi de trafic. Mai mult de 80% din accidentele cu motocicliști nu sunt din vina noastră. Meniu de caz. Să facem diferența între atenționat și apodexit, precum și a autorității pe care avem în acest sens. Nu este vorba de un moment de
așa e tot. Păi așa e tot, lăsa-mi eu, ia. Lefilmezzük a rendőröket is. Nem? De. Ott a sebb! 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 Ott Nem tudom, hogy